rateuri. Ok, mi-a murit și motorul. Am vrut să-l pun pe liber. Da. Nu mai am să-l pun pe liber. O, băgame. Ok, gata. Am vrut să-l pun pe liber, că aici trebuie să facem dreapta. Pentru a merge, să ieșim pe drumul de pășune, așa e, se zice pe aici, pe la noi. E o priveliște extraordinară, n-am cuvinte. Și am ieșit, acum am făcut timpul de ulei, exact astăzi. Motorul l-am luat, cred că acum o săptămână, la genul. Și merge, trage foarte bine, n-am ce zice. S-a puțin. Merge bine Yamaha. Și m-am ieșit la o plimbare să testez, să vedem uleiul ăsta. E mai mult, deci am făcut timpul de ulei și voi fi destul de puțin. Adică nici măcar jumătate de litru mai ieșit din el și tot cu filtru, tot, și am băgat un litru și 150 să bagă la ISF-uri. Uau, ce frumos e aici. Ce vibe. Hai să-i dăm o pedală. Am prea făcut vlogul pentru că n-am avut timp. Am
fost la altă și am luat echipamentul ăsta. Acum am fost la genitor, nu am fost pentru că cu ei mi-a fost posibil. Mi-am luat joaca asta care e mai bună și i-am zis și am numai un tricou și m-a zis. Așa mi-e un pic prea cald. Am oprit aici pentru că aici urmează coborâre. Aici facem dreapta, îi dăm un pic o linie dreaptă să vedem cum merge, dar nu, hai, ba, aici. Aici o linie dreaptă. Hai că merge mai jos. Pădurea, tu desfășești aici și acolo și și în următorul canton. Canton, nu știu dacă vă zic canton, cred că așa se numește. Și când vinim înapoi, o privire este foarte faină. Am să încerc să mă duc cu motorul oprit. Nu
mai consum benzină. Da, foarte mare pistulă. Mata. Ok, văd că de aici nu mai mare, trebuie să îi dau pedală. Ia, vreau pornire la automat. Să nu mai dau atâta la pedală. Aici este un drum, pot urca și pot să dau un drumul de sus, drumul de culme. Dar mă duc mai încolo și cred că o să urc pe celălalt drum, că, pentru că drumul pe care am venit prin pădure ăla e drumul de culme. Și ăsta e drumul de pășuni, eu așa zic, nu știu. Am un tip că s-au necat. Okay. Deci ar trebui să mă duc, deci pot și pe aici, aici e un pic mai abrupt, sau aș putea să mă duc un pic mai în față să fac stânga, este încă un drum, dar nu știu cum e. Ori mă duc drept în față pe drumul ăsta, că oricum ies în drumul principal și mă duc în jos. Ah. Aici e greu de la pedală cu cizmele de enduro. Pe liber. Aici e destul de nașpa cu frunzele, este așa lumică frunzele. Da, deci e... Știi că sunt scate, nu neapărat că suge, dar alunecă. Aici pot să mă duc și fără motor până acasă. Trebuie să merg pe cala cum e pe aici, nu știu, m-ar tenta să mă duc un pic parcă și pe acolo direct ies pe dealul bisericii, hai vacă! Vai, ce greu motorul ăsta pe lângă KTM, pe SX-ul meu în doi timpi, vai ce greu e.